Un barman numit Desmond Miles este răpit de compania Abstergo Industries pentru a fi folosit ca subiect de testare în Animus, un dispozitiv care poate simula memoria genetică. Abstergo intenționează să-l introducă pe Desmond în dispozitiv pentru a reaminti memoria strămoșului său, Altair Ibn Lahad, membru al frăției asasinilor din anul 1191, care a trăit în timpul celei de-a treia cruciade din Țara Sfântă. Țara Sfântă este o zonă situată aproximativ între Marea Mediterană și malul estic al râului Iordan, sinonimă în mod tradițional cu țara biblică a Israelului, cât și cu regiunea Palestina. Dr. Warren Vidic îi spune că dacă va coopera, va fi liber, iar dacă nu, îl vor băga oricum în comă și îl vor conecta la Animus. Altair este arătat pentru prima dată, încercând să recupereze unul din seria de artefacte cunoscute sub numele de piesele Edenului din templul lui Solomon. Este ajutat de Malik al-Saif și fratele său Kadar, dar sunt opriți de Robert de Sable, marele maestru al cavalerilor templieri și dușmanul de moarte al asasinilor. Planurile merg teribil de prost, deoarece Altair devine prea arogant în misiune și în loc să se țină de plan, îl atacă prostește pe de Sable și este bătut măr. Când Altair se întoarce la liderul său, Al-Mualim, aflăm că Malik a supraviețuit și nu numai că a adus comoara, ci și o grămadă de acuzații cu privire la deciziile greșite ale lui Altair, care au dus la moartea fratelui său. Gone. Because of you. Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Master, we are under attack. Robert de Sable lay siege to Masyaf's village. În tot acest timp, de Sable atacă comandamentul general al asasinilor cu armata sa de templieri, dar Al-Mualim îi distrage atenția demonstrând lipsa fricii de moarte a asasinilor, arătând spre Altair, care face așa numitul salt al destinului sau leap of fate, creând o diversiune. Altair eliberează o capcană de lemne peste templieri și îi zdrobește. Al-Mualim este fericit că templierii au fost opriți, dar regulile sunt reguli, iar asasinii au trei dintre ele. Altair le-a încălcat de fapt pe toate, trădare ce trebuie pedepsită, bătându-l înjunghindu-l cu un pumnal de aur. Desmond se trezește din Animus, dar este reintrodus a doua zi de dimineață. Se dovedește că înjunghierea a fost doar un mic truc mental pentru a-i da o lecție. Totuși, Al-Mualim îl pedepsește pe Altair, retrogradându-l la rolul de student, dar îi mai dă o șansă de a urca în rândurile frăției. Prima sarcină este să-l caute pe trădătorul care le-a spus templierilor locația asasinilor. Se duce în piața satului și aude că cineva din interiorul fortăreței a făcut schimb de scrisori cu templieri. Someone inside the fortress helped him. What makes you say this? He exchanges letters with someone inside. Altair află de la trădător că lucrează pentru templieri, așa că Al-Mualim îl ucide și, ca recompensă, îl lasă pe Altair să poarte din nou o armă, dar acest test a fost doar începutul. And have earned the right to carry a blade once more. Al-Mualim îi încredințează lui Altair sarcina de a asasina 9 personalități cheie din Țara Sfântă, în Ierusalim, Acre și Damasc, cu scopul de a aduce pacea între forțele cruciate și cele sarazine. Prima oprire, Damasc. Ținta este Damir, un negustor de arme cunoscut ca fiind un mare ticălos. Altair decide să-l ambuscheze pe Damir în timpul unei întâlniri de afaceri foarte importante. În timpul acestei întâlniri, se pare că afacerea nu merge bine pentru Damir, iar acesta se înfurie pe furnizorul său și îl ucide cu sânge rece. Altair se folosește de panica creată pentru a-l asasina pe Damir, acesta dezvăluindu-i cu ultimile cuvinte că slujește unor scopuri mult mai nobile decât profitul și amenință că în curând Altair va simți furia fraților săi. Altair se întoarce la Al-Mualim cu veștile bune și cu câteva întrebări despre conversația avută cu Damir, dar Al-Mualim îi spune că e mai bine să nu cunoască toate detaliile pentru a nu face din nou aceeași greșeală ca mai devreme. Altair, your greatest failure was born of knowing too much. If I choose to withhold information, it is only to ensure you do not make the same mistake a second time.
Apoi, Altair trebuie să îl asasineze pe Garnier din Nablus, mare maestru al cavalerilor spitalieri, acesta făcând experimente și torturând oameni nevinovați, adunați de pe străzile din Acre, susținând că sunt copiii lui care îi așteaptă ajutorul. Altair vede un pacient îngrozit care a încercat să scape din fortăreața transformată în spital, dar a fost capturat de gărzile lui Garnier. Când Garnier s-a arătat, a încercat să îl calmeze pe pacient cu vorbe bune. Cu toate acestea, pacientul s-a revoltat, afirmând că adevăratele intenții ale lui Garnier erau diabolice. După ce doctorul l-a mustrat, acesta a ordonat gărzilor să-i rupă picioarele pacientului, știind că astfel va împiedica o nouă încercare de evadare. Altair intră în spital și îl ucide pe Garnier, iar cu ultimele sale cuvinte susține că de fapt își ajuta pacienții. Copiii lui sunt oameni slabi, bolnavi și chiar dacă acționează împotriva voinței lor, este pentru o cauză nobilă. Următoarea lui țintă se află în Ierusalim. Talal este liderul unei bande de sclavi cu care Altair își dorește un duel onorabil, dar Talal scapă, iar Altair îl prinde și îl ucide. Înainte de a muri, îi spune lui Altair că nu a vândut oameni pentru profit, ci pentru a-i salva și pentru a le oferi condiții de viață mai bune. The Brotherhood is not so weak that my death will stop its work. What Brotherhood? Al-Mualim is not the only one with designs upon the Holy Land. And that's all you'll have from me. Al-Mualim dezaprobă vorbele lui Talal, spunându-i lui Altair că acesta mințea pentru a-și justifica acțiunile sale nebunești. Altair observă că toți acești oameni sunt oarecum conectați, nefiind doar simpli răufăcători. Desmond este adus înapoi în laborator, deoarece animusul s-a supraîncălzit având nevoie de reparații, care ulterior îl pot ajuta pe Desmond să stea mai mult timp dincolo. Aici doctorul Vidic îi explică lui Desmond cum munca lui ajută omenirea în toate domeniile cunoscute și datorită animusului pot găsi daruri de la generațiile trecute care ajută la descoperirea de noi tehnologii și invenții. Înapoi la Al-Mualim, acesta îl informează pe Altair că o altă țintă este Abul-Nukud, cel mai bogat om din Damasc. El este un comerciant sarazin care invită mulți cetățeni din Damasc la o mare petrecere la palatul său, unde toți participanții sunt uciși cu vin otrăvitor pentru ca Abul-Nukud să le poată fura banii. La o petrecere, Abul este asasinat de Altair, iar înainte de a muri, îi spune că nu o face pentru câștigul personal, ci pentru a ajuta la stabilirea unei noi ordini mondiale. A cincea țintă este Majd ad-Din, un regent sarazin al Ierusalimului și un membru al templierilor levantini care conduce orașul prin frică, făcând execuții ale criminalilor în public. El este asasinat de Altair în timpul uneia dintre execuții. Who are you to say no more? I'm the one who does the killing. If you want it to continue, you'll speak straight with me for once. Tread carefully, boy. I do not like your tone. And I do not like your deception. I have offered you a chance to restore your lost honor. Not lost. Taken. By you. And then you've set me to fetch it again like some damn dog. It seems I'll need to find another. A shame. You showed great potential. I think if you had another, you'd have sent him long ago. You said the answer to my question would arise when I no longer needed to ask it. So I will not ask. I demand you tell me what binds these men. Now, what you say is true. These men are connected by a blood oath not unlike our own. Who are they? Non nobis, domine non nobis. Templars. Now you see the true reach of Robert de Sable. What do they desire? Conquest. They seek the Holy Land not in the name of God, but for themselves. Any who oppose the Templars will be destroyed. Be assured they have the means to accomplish it. Then they must be stopped. That is why we do our work, Altair. A șasea persoană este William de Montferrat. Regentul lui Richard Inimă de Leu în Acre, acesta plănuiește să-l ucidă pe Richard și să îi dea Acre fiului său Conran de Montferrat. Altair se duce la cetate în momentul în care William este distras de vizita regelui și îl ucide. Acesta dezvăluie că nu a vrut să dea cetatea fiului său, ci poporului, și că tot ceea ce a făcut a fost în numele noii ordini care se apropie.
De asemenea, îi spune lui Altair că se află de partea greșită. Înapoi la laborator, în timp ce Vidic vorbește la telefon, Lucy îi dezvăluie lui Desmond că asasinii vin după el și vor încerca să îl elibereze din sediul Abstergo, pentru că de fapt Abstergo este deținut de templieri. Lupta, începută de strămoșii lui, nu s-a sfârșit niciodată. Ea îi mai spune lui Desmond că scopurile atât ale templierilor, cât și ale asasinilor sunt cam aceleași, pacea în lume, dar metodele pe care le folosesc sunt foarte diferite. Înapoi la Altair, Al-Mualim îi explică faptul că piesa din Eden este ceva mai mult decât o comoară de argint. Este un artefact puternic care poate controla mintea umană. Apoi, Altair a fost trimis să-l ucidă pe Sibrand, un cruciat german și primul mare maestru al Ordinului Teutonic din Acre. El intenționează ca toate navele să-i se supună și să fie folosite în blocada împotriva regelui Richard. Altair asistă la furia de mânia lui Sibrand asupra unui biet bătrân, despre care crede că lucrează pentru asasini. Altair îl urmărește până la nava sa și îl ucide. Acesta îi spune lui Altair că nu crede că există viață de apoi după ceea ce a văzut în viața lui de până acum. Următoarea țintă este Jubair al-Hakim, un șef de erudiție al sarazinilor din Damasc. Acesta plănuiește să ardă toate textele din Damasc, susținând că acele texte i-au adus pe oameni în rătăcire, dar este ucis de Altair în timpul uneia dintre purificările sale publice. Înapoi în laborator, Desmond este informat că sunt aproape gata și că în curând va asista la nașterea unei lumi noi. A doua zi, Vidic îi ordonă lui Desmond să se întoarcă în Animus. Al-Mualim îi spune lui Altair că sunt aproape de final, deoarece ultima țintă rămasă pe listă este Robert de Sable. De asemenea, el îi explică lui Altair că nu se poate aduce pacea în lume forțând oamenii să se supună așa cum fac templierii, folosind piesa din Eden împotriva voinței oamenilor și răpindu-le liberul arbitru. Altair se duce la Ierusalim pentru a-l găsi pe de Sable, dar templierii sunt conștienți de prezența lui și începe o luptă. Asasinul reușește să-l învingă pe cavalerul templier și îi înfinge o lamă în gâtul lui de Sable, dar când acesta își scoate casca, se dovedește că nu era de Sable, ci o femeie. Ea dezvăluie că Robert de Sable a folosit o diversiune pentru a scăpa, deoarece acțiunile lui Altair pun în pericol planul. Partea cea mai rea este că politica templierilor împotriva asasinilor are ca rezultat unirea sarazinilor și a cruciaților împotriva lor. Altair a fost folosit de templieri ca propagandă împotriva asasinilor pentru a speria pe liderii ambelor tabere că asasinii îi vor ucide pe toți. Altair încearcă să îi convingă pe cruciații care îl ajută pe de Sable că acesta îi folosește pentru propriile sale chemări. Fiind și de Sable de față, liderul cruciaților este confuz și neștiind pe cine să creadă. Totuși decide ca cel care spune adevărul să câștige prin luptă și Dumnezeu să fie alături de cel care spune adevărul. Altair este un războinic mult mai înțelept și îl învinge pe de Sable, completându-și lista de ținte, dar de Sable îi spune că este doar o marionetă în mâinile lui Al-Mualim. You know nothing of schemes. You're but a puppet. He betrayed you, boy. Just as he betrayed me. Speak sense, Templar. Or not at all. Nine men he sent you to kill, yes? The nine who guarded the treasure secret. What of it? It wasn't nine who found the treasure, assassin. Not nine, but ten. A tenth? None may live who carry the secret. Give me his name. Oh, but you know him well. And I doubt very much you'd take his life as willingly as you've taken mine. Who? It is your master, Al-Mualim. But he is not a Templar. Did you never wonder how it is he knew so much? Where to find us, how many we numbered, what we aspired to attain? He is the master of the assassins. Oui, master of lies. You and I just two more pawns in his grand game. And now, with my death, only you remain. Do you think he'll let you live, knowing what you do? I've no interest in the treasure. Ah, but he does. The only difference between your master and I is that he did not want to share. No. Ironic, isn't it? Înapoi la laborator, Desmond se trezește din Animus în timp ce afară se aud împușcături. Asasinii iau cu asalt clădirea,
dar Vidic primește un mesaj aflând că templierii au situația sub control. Ceea ce Vidic nu știe este că asistenta sa personală, Lucy, este de fapt un asasin care îl protejează pe Desmond, ea fiind cea care a dezvăluit locația lor. Altair s-a întors în Masia și se întâlnește cu Malik și cu alți câțiva asasini care au aflat și ei despre adevăratele intenții ale lui Al-Mualin. Aceștia îl ajută pe Altair să ajungă la Al-Mualin, care își folosește puterea pentru a prelua controlul asupra corpului lui Altair. El încearcă să-l ucidă pe Altair, mai întâi trimițându-și toate țintele împotriva lui și apoi clonându-se de mai multe ori. Dar deoarece am menționat mai devreme că Altair este oarecum rezistent la puterea piesei Edenului, Altair reușește să câștige duelul și să îl oprească pe Al-Mualim. Altair încearcă apoi să distrugă piesa Edenului, dar obiectul se luminează și arată o hartă a lumii cu locațiile altor artefacte. Desmond se trezește și Vidic raportează superiorilor săi că are harta celorlalte artefacte. Templierii se duc deja după ele, dar primește ordinul de a-l ucide pe Desmond. Totuși Lucy îi convinge pe liderii templierilor să-l lase în viață, deoarece ar putea fi util în găsirea celorlalte piese care ar putea fi ascunse în locuri periculoase. La finalul jocului, Desmond are o viziune în care vede semne scrise cu sânge care au fost lăsate de alți oameni care au fost folosiți în laboratorul Animus înaintea lui. În timp ce Desmond se întreabă ce pot să însemne acele semne, jocul se termină. Cam atât cu acest episod. Vreau să mulțumesc membrilor Hitman Guzi și Gabriel Cătălin Tamaș. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și un subscribe pentru mai multe episoade. Eu am fost Sorin și ne vedem data viitoare cu un nou episod, Jocuri de Poveste.